leia no chão, traz a lenha pro fogo, vem fazer a armação. Cam așa a început evenimentul A-List Magazine organizat de Andreea Esca, cu muzică de calitate, energie și multă voie bună, chiar dacă restricțiile din pandemie au făcut ca lansarea ediției de vară să fie una specială. Invitații s-au bucurat de atmosferă din mașini, s-au întâlnit online, chiar dacă erau la câțiva metri distanță unii de ceilalți și au urmat reguli stricte pentru binele tuturor. Așa că, uite, oamenii vor veni propriile mașini. Da. La intrare o să primească un cadou, printre care și o mască, pe care îi rugăm să o poarte dacă este nevoie, dacă stau în mașină, nu? Să fim în regulă, așa, să ne păstrăm în siguranță sănătatea. Aici e panoul unde știți că de obicei se fac fotografii și se fac și astăzi, numai că nu vor coborâ din mașină invitații, vor rămâne în mașină și vor face fotografia în mașină. Sunt îndrumați să se așeze pe locuri cu o distanță regulamentară între mașini și să urmărească ceea ce va avea loc pe acest ecran, unde pe scenă recunoscutul DJ internațional Andy Moisescu ne pune muzică. Intergalactic chiar. Putem, te rog. Cum e să privești de aici? Uite, atâția oameni care stau în mașini și îți ascultă muzica. Cum ar putea să fie un început? Mie, sincer, mi-ar plăcea să privesc oameni, adică nu oameni în mașini, dar deocamdată asta e situația. Nu e cazul ideal, dar poate reprezenta un început. Să zicem așa, un prim pas către normalitate. Cum e să dansați din mașină? E o experiență inedită, dar ne adaptăm. Cred că despre asta este vorba, despre adaptare, și nu m-aș fi gândit că mă pot distra la o drive-in party. Ne era dor de petrecerile Andrei și iată că se descurcă și în astfel de situații și face ceva spectaculos. Au distracție aici? Nu, e foarte tare. E cel mai cool eveniment la care am fost vreodată. E un sentiment foarte ciudat, adică nu ni s-a mai întâmplat asta niciodată, doar că trebuie să ne adaptăm și să încercăm să facem o nouă normalitate din asta. Dress code-ul este să-ți aduci telefonul sau laptopul, pentru că oamenii, nemaiputând să socializeze unul cu celălalt alături, așa cum făceau de obicei, se vor vedea pe un Zoom. Aici sunt colegii noștri, de exemplu. Îi salutăm! Bună, Bilă! Bine ai venit! Noi îi tot anunțăm de pe scenă că nu au voie să coboare din mașină, iar dacă te dai jos din mașină, trebuie să stai la o distanță regulamentară de altcineva sau să porți mască, așa că e... Nu e chiar foarte complicat. Vibe-ul e foarte mișto, că Andreesca tot timpul are evenimente mișto. 2, 3, dar noi 5. Nu mai putem cu mască. Eu sunt obișnuită cu mască pentru că am lucrat în toată perioada asta și am purtat-o mai puțin când chiar am apărut pe post și pur și simplu mă bucur că putem să facem ceva indiferent de condiții. Pentru Diana Enciu și bloggerul Otravă, nu a fost primul eveniment în condiții de pandemie. În urmă cu câteva zile l-au botezat pe micuțul Leon, băiatul fabuloasei Alina Tanasă. Am fost foarte puțin noi și părinții Alinei și a lui Dragoș, așa că a fost un eveniment foarte restrâns, foarte relaxat, fără măști. A fost absolut senzațional într-un loc de vis ca în Provența. Ne-am bucurat să fim nași, n-am fost niciodată, n-a fost acum o ocazie. Ne bucurăm că a fost vorba de Leon, care ne e foarte drag, și Alina și Dragoș. Și acum venim la alte evenimente, că ne e drag și de Andreea, mult de tot, și ne bucurăm de fiecare eveniment în parte. Mie mi se pare cool până la urmă, cred că e o variantă de readaptare și cred că trebuie să ne bucurăm de orice moment și mi se pare că evenimentul ăsta cu Boneta ne dă un impuls să ne revenim la normalitate, știi? Printre toți cei care s-au bucurat de această evadare, le-am întâlnit și pe Ana și Monica Odagiu, care au profitat din plin de izolare. Ne-am obișnuit în casă, era bine în casă, iar nouă chiar ne-a funcționat și treaba în casă. Și am fost productive în perioada asta. Da, adică e pentru prima dată când chiar am lucrat pentru noi și atât. Da, și ne-am găsit timp pentru lucrurile pentru care înainte, pentru că eram tot timpul în priză și plecam dintr-o parte în alta, nu găseam niciodată timp. Deci, cumva pentru noi a fost benefică această pandemie.